Bun găsit, prieten, la o nouă ediție de Top Interviuri. Astăzi alături de mine este fostul fotbalist al lui Craiova, Dinamo și Rapid, Ovidiu Burcă, cel care a câștigat 5 trofee cu Dinamo București. Salut, Ovidiu, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Salut, Alex, îți mulțumesc mult pentru invitație. În sfârșit, putem să vorbim și noi mai liniștiți după toată nebunia asta. Este o emisiune care este dedicată poveștilor. M-ar interesa cum ai început fotbalul, care a fost, nu știu, în mod organizat, primul antrenament al tău la fotbal, cine te-a dus, la ce vârstă, cum a fost? Că pe Maidan jucam toți. Da, primul meu contact cu fotbalul a fost datorită unei imprudențe, așa în ghilimele, a tatălui meu, care mi-a făcut ca două minge de piele. Și știi cum e, cine are mingea de piele, cine avea mingea de piele, da, era un erou local, așa, un mic era erou șeful local. Găștii. Era șeful Găștii, da. Totdeauna juca echipa lui, noi eram în continuu la masă, mă supăram, luam mingea și plecam acasă. Și reveneau la mingea de 35. Da. Cam asta a fost primul meu impact cu fotbalul. Însă în cadrul organizat am început la juniorii lui FC Olt. Da. Fosta echipă, probabil, de... ți-o aduci și tu aminte. Tu fiind născut la Slatina, să eu spunem. Eu fiind născut la Slatina, acolo aveau juniorii celor de la FC Olt activitate. Eram la o grupă, mi-aduc aminte, eram la o grupă mult mai mare față de vârsta mea și eram un fel de copilul cel mic, răsfățat, pe care îl cărau peste tot după ei cei mari. Pe la câți ani era asta? La 6 ani. La 6 ani. Da, la 6 ani am început la juniorii lui FC Olt fotbal. Copilăria frumoasă, grea, alta față de cea din ziua de astăzi, nu știam decât școală și minge, nu? Copilăria mea a fost una foarte frumoasă și copilăria mea are legătură cu fotbalul. Da. Tot timpul, când aveam puțin timp liber, mergeam la fotbal, încingeam o miuță. De dimineață până seara jucam fotbal, ceea ce lipsește acum tinerilor din ziua de astăzi. Și pentru noi asta a însemnat foarte mult, pentru că curtea școlii, Maidanul, îți modelează caracterul. Trebuie să fii tare, trebuie să fii printre cei puternici. Trebuie să-ți adaptezi abilitățile tehnice astfel încât să fii performant acolo, în mediul ăla în care te învârți zilnic. Am avut o copilărie foarte frumoasă. Frați, surori? Am o soră mai mare, cu 3 ani de zile. Ai fost răsfățatul familiei. Da, am fost cel mic, într-un fel răsfățatul familiei. Într-un fel am fost oarecum rebelul familiei, pentru că părinții mei... nu prea au fost de acord să fac fotbal de performanță. Mama mea și, da, chiar și tatăl meu au insistat întotdeauna că școala trebuie să fie pe primul plan. Da. La un moment dat, știi cum e, ca un adolescent rebel, oarecum le-am reproșat lucrul ăsta, dar acum, făcând o retrospectivă, le mulțumesc pentru că au insistat întotdeauna să merg și pe la școală. Da, ai combinat și una și alta. Și uite unde ai ajuns. Da. Revoluția te-a prins, erai micuț, 9 ani, dar îți mai aduce aminte ceva de anii comunismului? Da. Ai prins cozi la lapte, la pâine, portocalele, bananele rare de sărbători? În primul rând, prin prisma acestor privări pe care le aveam la momentul ăla, mi-aduc aminte că bananele, portocalele, bomboanele colorate sau fel și fel de băuturi, să nu dau un nume, lipseau și prin prisma acestor privări mi-aduc aminte de anii ăia grei. Da. Dar mi-aduc aminte și de momentul în care a venit Revoluția, am imaginile foarte limpezi în minte, am ieșit pe străzi și uite așa am intrat într-o nouă epocă. La Slatina, fiind aproape de Scornicești, au fost învolburate evenimentele? Sau? Au fost învolburate, dar au fost oarecum pașnice. Adică n-au existat morți, n-au existat victime. Uh-huh. Au fost niște manifestări oarecum pașnice, să le numesc așa. La 16 ani ai ajuns la școala de fotbal Gică Popescu. Cum? Păi jucai deja la juniori? Așa cum spuneam, încercam să... În primul rând... ca să merg la fotbal, mama mea m-a pus o condiție. A spus, trebuie să intri la acest liceu, la liceul Radu Greceanu, un liceu de prestigiu din Slatina. Altfel, nu vei mai merge la fotbal. Dacă vei reuși să intri la acest liceu, bineînțeles, m-am pus pe carte, am tras tare, am intrat la liceu și mi-am continuat oarecum în liniște legătura, relația pe care o aveam cu fotbalul. Dar la 16 ani, așa cum ai spus și tu, un antrenor pe care probabil îl știe lumea fotbalului și îl știi și tu, domnul Nicolae Zanfir, da,
cel care l-a descoperit și pe Gică Popescu. A fost la un meci, m-a văzut, a venit la mine după meci și mi-a spus: copile, ai vrea să vii la școala noastră de fotbal, la Gică Popescu? Uite, am început acum un proiect. Bineînțeles că mie mi-a surâs ideea foarte tare, pentru că eu nu m-am văzut făcând altceva decât fotbal în viața asta. Și atunci i-am spus: da, aș vrea să vin, dar trebuie să discutați cu părinții mei, pentru că ei văd lucrurile un pic diferit, iar dacă ei mă vor lăsa, eu îmi doresc foarte mult, vin la Craiova. A fost o muncă de lămurire destul de grea, pentru că n-a reușit din prima să îi facă pe părinții mei să-i determine să mă lase la Craiova, dar îi mulțumesc acum și pe calea asta domnului Zamfir, pentru că a avut consecvența să vină de mai multe ori la mine acasă și într-un final au ajuns la o formulă care le-a convenit și alor mei, dar și domnului Zamfir. Trebuia să fac niște meditații, trebuia să fac niște lecții particulare pentru a intra la facultate și doar așa am convenit că pot veni și pot merge la Craiova. Și așa am ajuns la Craiova. Asta a fost momentul la care de care aminteai tu. De la început, fundaș central, mijlocaș central sau cum a fost? Erai înalt de atunci? Pe vremea aia, domnul Zamfir m-a văzut, jucam libero. A văzut că sunt inteligent, ieșeam cu mingea din apărare, aveam o oarecare eleganță și mi-a zis: copile, să știi că avem o problemă. Și la care m-am uitat mirat la dumnealui. Mi-a zis: postul tău în fotbalul mare se desfințează. O să te mutăm în fața fundașilor. Aha. Și așa am ajuns să joc mijlocaș la închidere. Într-adevăr, asta înseamnă să ai un antrenor vizionar, un antrenor care vede lucrurile în viitor. Așa cum mi-a spus el, așa s-a întâmplat, adică poziția de liber a fost desfințată din fotbal în următorii ani și am început să joc mijlocaș la închidere. Jucând la școala de fotbal Gică Popescu, jucând pe posturile pe care a jucat Gică Popescu, l-ai avut ca idol sau aveai și alții de afară? Primul meu idol a fost Ilie Balaci. Îmi pare rău că n-am reușit să-i spun lucrul ăsta. Deși am lucrat, el m-a promovat, el m-a adus la Craiova când m-am întors din Japonia. O să ajungem probabil și la momentul ăla. Dar pentru noi toți cei care am fost la școala de fotbal lui Gică Popescu, el era modelul, el era icoana noastră. Și într-adevăr am avut un model extraordinar. Asta a fost norocul nostru, să avem model, un om și un sportiv atât de important. Toți care am crescut acolo, eu, Rada, Ionuț Stancu, jucători care am jucat în prima ligă, în primul rând am venit în fotbalul românesc cu seriozitatea asta pe care ne-a transmis-o Gică, cu munca asta, cu capacitatea de a munci fantastică pe care ne-a transmis-o și, într-adevăr, pentru noi a fost un idol și a fost un model. Ai jucat la 16 ani până 18 ani la Craiova. Mergeați la meciurile echipei mari, nu știu, da, aveați contact cu jucătorii? Cine erau greii vestiarului atunci? Eram nelipsiți. Bine, noi eram la o entitate separată față de Universitatea Craiova, dar începuseră să mă cheme la domnul Nicolae Zamfir. Între timp plecase de la școala de Gică Popescu, începuse să fie, de fapt era antrenorul Universității Craiova și m-a chemat la câteva antrenamente. Mi-aduc aminte, era Tric, David, Buia. Erau jucători importanți la Craiova și începusem să avem, eu cel puțin, să am contact cu echipa mare, să merg pe la antrenamente. Era pentru mine, era fascinant să-i văd jucând în weekend și în timpul săptămânii să merg la 1-2 antrenamente. A fost o perioadă extraordinară, o perioadă care mi-a deschis foarte mult orizonturile. Cum a venit oferta de 98? Cum ai ajuns să joci în Ecuador? Primul și singurul fotbalist român, cred că până acum. Da. La Emelec, în prima ligă, la 18 ani și dacă nu ți-a fost frică că să mergi să joci acolo, care a fost impactul? Adică erai destul suficient de matur? Nu, eram total nepregătit. Oferta asta m-a luat prin surprindere, nu mă așteptam. M-a sunat într-o seară Gică și mi-a zis: Ovidiu, uite, am un prieten impresar și există un proiect în Ecuador, al unei echipe, unde președintele echipei își dorește să importe jucători europeni, pentru că în toată latinitatea aia și în toată boemia aia au nevoie de niște repere de europene, niște oameni construiți diferit, să vină cu o mentalitate diferită. Eu atunci eram la juniorii
școlii de fotbal la Gigi Popescu, jucam la lotul național, dar perspectivele mele și așteptările erau altele. Am stat, m-am gândit o zi, două, era, sincer, a fost și o sumă pentru momentul ăla și e important întotdeauna parte, și partea materială. Și am zis, ok, hai să accept provocarea asta, să merg acolo. N-a fost o ofertă concretă, a fost, de fapt, a venit și au spus, ar dori să te vadă și dacă reușești să-i convingi în luna asta în care vei sta acolo și dacă îți place și ție, e o experiență pe care poți să o accesezi. Primii bani câștigați din fotbal au fost atunci sau? Da. Primii bani câștigați din fotbal au fost în momentul în care am ajuns acolo, după un an de zile am încasat salariul. De fapt nu, a fost o perioadă de probă. Da. O perioadă de probă foarte pitorească așa, pentru că am ajuns acolo după vreo două zile cu multe schimburi de avioane, cu și am ajuns acolo și impactul a fost brutal. Adică s-au deschis ușile alea la aeroport și am văzut vreo 10 camere, lumini, oameni de la radio. Inițial m-am blocat. Venea să mă uit în spate să mă uit dacă oamenii mă așteaptă pe mine sau pe altcineva. Ai plecat singur? Da, am plecat singur. Și acolo m-a așteptat un impresar cu care am rămas în relații bune, un om care m-a ajutat foarte mult. Cât ai zburat? Cred că am zburat vreo 36 de ore în total, cu schimb de avioane în Olanda, prin și când au auzit părinții că pleci în Părinții, îți dai seama, tocmai intrasem la Facultatea de Educație și Fizică și Sport, eram oarecum pe traiectoria pe care ei mi-o trasaseră și au fost un pic dezamăgiți pentru că a trebuit să renunț la facultate, a trebuit să renunț la cariera pe care începusem să mi-o construiesc în România, dar am acceptat provocarea asta și a fost una extrem de interesantă, o provocare care mi-a marcat viața pentru că a trebuit să plec acolo departe, singur, procesul meu de maturizare a fost unul extrem de rapid, a trebuit să mă adaptez unei culturi, unui cu totul și cu totul alt fotbal, mai ales că a fost primul meu impact cu seniorii. Exact. Din punct de vedere tehnico-tactic eram total depășit, din punct de vedere fizic nici nu-ți mai spun, pentru că în Ecuador sunt foarte mulți jucători de culoare, de o forță și de o viteză extraordinare. Lucrurile au fost, impactul a fost extrem de dur. Campionatul cum era? Puternic? Sau? Foarte puternic. Jucător de foarte mare valoare. Mi-aduc aminte că anul în care am fost acolo, Ivan Caviedes a fost desemnat golgheterul tuturor campionatelor. A fost în America de Sud. Nu în America de Sud, în toată lumea. A înscris vreo 48 de goluri, dacă nu mă înșel. Erau jucători buni. Am jucat, mi-aduc aminte, cu Echeverri, bolivianul, dacă ți-aduce aminte. Da, cum să nu? Da, erau jucători foarte, foarte buni. Iar faptul că Ecuadorul a participat la ultimele patru mondiale, dacă nu mă înșel, îmi confirmă că acolo, așa cum vedeam eu lucrurile chiar și atunci, chiar și acum, fotbalul era extrem de dezvoltat. Vorbeai engleză, nu, când ai plecat, nu? Vorbeam engleză. Și pe parcurs ai învățat și pe parcurs am învățat spaniol, lucru care m-a ajutat extrem de mult. Ai jucat decât 6 meciuri, nu? Da. Dar bănuiesc că a fost o experiență. Am jucat decât 6 meciuri pentru că la primul meci, înainte să înceapă campionatul, exista marele clasic, marele derby Emelec cu Barcelona în Guayaquil. Și era o tradiție ca la începutul fiecărui an să se joace acest meci. Uh-huh. În ziua meciului am coborât, noi aveam hotelul chiar în incinta stadionului, am coborât, știam că voi juca titular în meciul ăla, am coborât, m-am uitat la locul meu, îmi puseseră tricoul cu numărul 13. Asta apropo de relația mea complicată pe care am cu cifra 13. Am mers la magazinier, am spus, știi, aș vrea să schimb numărul. Mi-a zis, Ovidiu, îmi pare rău, am dat foile către presă. Pentru meciul următoare o să schimb numărul, doar meciul ăsta joacă cu 13. Și în meciul ăla, după, cred că vreo 5-6 minute de joc, am avut un corner. A fost primul meu impact cu un stadion plin, cu presiunea suporterilor. Îți dai seama, noi veneam de la juniori, unde
veneau 20 de părinți la meci, da, să merg acolo și să văd 30.000 de oameni într-un stadion. A fost, impactul emoțional a fost extrem de... Am avut atât de multă adrenalină, încât am avut un corner, am văzut mingea că venea, mă depășea oarecum, eram la bara a doua. Tot ca să impresionez și ca să rămân cu o impresie bună la primul meci, am văzut că mă depășea mingea, m-am întors și am făcut o foarfecă. Am auzit cum a vuit stadionul, m-am ridicat și am plecat repede spre să mă ocup poziția. După ce am parcurs vreo 30-40 de metri, m-am întors, simțeam ceva la gât. Am pus mâna, aveam clavicula ruptă. Wow. Și cam așa a fost, cam ăsta a fost debutul meu cu fotbalul profesionist, cu fotbalul ecuadorian, că mi-ai spus de ce am jucat puține meciuri. Ei, din momentul ăla am operat, a urmat o perioadă anevoioasă și destul de dificilă de recuperare, s-au schimbat antrenorii între timp și mi-a fost din ce în ce mai greu să prind mai multe minute. Antrenorii au fost localnici sau ai avut și antrenori? Primii au fost localnici, apoi a venit un uruguaian. Aha. Contractul pe cât era? Pe un an de zile. A, deci n-au fost... Păi ai stat câteva luni, 3 luni cât ai stat cu clavicula. Cu clavicula 3 luni, da. 4 luni de zile a fost destul de complicat, după care am început să joc, am avut iar complicații. Cum erau antrenamentele? Erau cantonamente? Cum era față de România? Nu, programul în principiu nu diferea foarte, foarte tare. Existau cantonamente la începutul și la mijlocul sezonului, mergeam undeva izolați, la nivelul mării. Și ne antrenam cum se practică și la noi. Singurele diferențe majore era că atunci când mergeai în Quito, iar în Quito erau câteva echipe, era diferența aia groaznică de altitudine. A, da, da, da. Și era extrem de dificil să mergi acolo și să câștigi. Mi-aduc aminte că pe parcursul acestui an nu mi-amintesc să fi câștigat vreun meci la altitudine. Obiceiurile, a fost ceva așa cu care te-ai lovit, care ți-a rămas întipărit în minte, mâncarea, nu știu, chestii ciudate. Da, mâncare pe bază, nu picantă, dar o mâncare tot timpul pe bază de pește, fructe de mare. Eu veneam din România, nu știam ce sunt fructele de mare. Mi se păreau așa niște viermișori aruncați în farfurie. Ușor am început să-mi placă, să mă obișnuiesc. Mâncarea extrem de bună. Iar ca obiceiuri, fiind o țară latină, se dansa foarte mult. Se cânta foarte mult, jucătorilor le plăcea și aici era problema și aici oarecum ne asemănăm cu ei. Da. Le plăcea foarte mult să-și trăiască viața și să simtă că în momentele lor de relaxare chiar se distrează. Fetele frumoase? Sud-americanțele? Interesante. Aproape la fel de interesante ca româncele. Și fiind omul extremelor de la MLK, ai luat-o spre Japonia, nu? Da. Cu popasă în România, mi-ai trecut pe acasă sau direct? Nu, am venit acasă, am stat o lună și tot mentorul meu și omul care m-a descoperit și, mă rog, mi-a marcat cariera într-un fel, domnul Zamfir, a mers acolo și mi-a dat un telefon, Ovidiu, uite, am posibilitatea să aduc un jucător tânăr, exista o regulă atunci, jucător sub 21 de ani, puteau să meargă în Japonia și m-am gândit la tine, ce zici? Deci, domnul Zamfir, eu mă simt pregătit. A fost o experiență din care am învățat și cred că mi-ar prinde bine să vin în Japonia. Da. Și, într-adevăr, am trecut de la o extremă la alta. Adică, Jet United. Țări diferite, culturi diferite, da, oameni, organizare. Ce ligă era? Diferită. Jet United era în prima ligă. Prima ligă. Da. Acolo, iarăși, alte obiceiuri, alte... Da, destul de complicat. Cantonamente, alte... Da, destul de complicat, o altă rigurozitate, nu eram obișnuit. Sistemul competițional altul? Sistemul competițional altul și oamenii diferiți. Adică începusem să mă adaptez la cultura și la obiceiurile ecuadoriene și am venit într-o țară în care lucrurile erau cu totul diferite. Oamenii un pic distanți, dar foarte amabili. Unde organizarea era impecabilă, infrastructura senzațională, relația cu fanii alta, mâncarea cu totul diferită. Mai erau și alți români? Nu, era decât domnul Zamfir. N-avea secunzi, n-avea nimic. Nu. Dumnealui a mers acolo singur, secunzii erau japonezi. Eram doar eu și în engleză vă descurcați, nu? În engleză. Aveam traducător, aveam translator și... Da. Te-ai refăcut după accidentare, nu? Și nici pe aici nu
nici aici n-ai reușit să te... Da, și aici nivelul era destul de ridicat. Erau jucători din Europa plătiți extrem de bine. Înaintea mea fusese Pierre Littbarski la echipă. Wow. Erau jucători de talie mondială. Da. Dar exista această... Puteai să aduci un jucător sub 21 de ani, să-l crești pe lângă echipă și așa mai departe. Bine, în condițiile în care începusem să joc, în care începusem să-mi fac un loc, îmi doream întotdeauna mai mult. Și discutând cu domnul Zamfiri, am zis, domnule, ok, mă simt bine, simt că evoluez, dar fără să joc atât de mult cât mi-aș dori eu, nu pot să progresez. Și m-a văzut cineva și mi-a zis, știi, uite, dacă tu nu-ți găsești loc și n-ai minute destule la Jeff, da, noi la Liga 2 am avea nevoie de tine. Uh-huh. Și am mers la o echipă, Van Foret Cofu, da, și am jucat acolo, am început și m-am integrat destul de bine și am jucat în Liga 2. 16 meciuri, un gol. Exact, am jucat acolo, am început să consolidez ceea ce învățasem oarecum, dar nejucând, degeaba acumulez cunoștințe pe care dacă nu le pui în practică sunt egale cu zero și am început să joc acolo, să mă simt bine, să mă simt apreciat. Apropo de Littbarski, care e primul turneu final de campion mondial sau european de care ți aduce aminte? Euro 88 sau mondialul Italia 90? Italia 90. 90. Italia 90. Era și România, era după Revoluție. Exact. Îți aduce aminte, da. 16 meciuri, un gol și după aceea, în 2001, ai revenit în România, la Craiova, probabil să-i îndeplini visul, nu să joci pentru universitatea, că probabil toți născuți în zona aceea, nu? Da. Dar fotbaliști, Slatina, da, au dat mulți fotbaliști, nu? Da, Lusu, acolo, Claudiu Niculescu, acolo cine sunt? Există, acolo a existat, în primul rând, în special, antrenorul care, mă rog, cu care eu am o relație și fără de care fotbalul pentru mine poate n-ar fi, nu s-ar fi transformat în pasiunea asta care, pe care o am și până astăzi, domnul Oancea. Și a mai existat un antrenor, domnul Prăvulescu, care a scos toată această pleiadă de fotbaliști. Avea niște metode inedite, un om dedicat și de o pasiune fantastică, iar de acolo a reușit să scoată foarte mulți jucători. Nu este întâmplător că Slatina a dat fotbalului românesc atât de mulți jucători importanți. Deci Dănciulescu, Luțu, nu? Dănciulescu, Luțu, eu... Claudiu Niculescu. Claudiu Niculescu, aminteam mai devreme. Da. Așa ce ne aducem aminte printre cei și din generația. Și mai sunt deci, jucători care au jucat. Augustin Chiriț a jucat la FC Argeș, adică mai sunt câți jucători care n-au fost atât de cunoscuți cum au fost noi, dar care au jucat la Liga 1. 2001-2002 Craiova, 25 de meciuri, Liga 1, primul impact cu... Da, visul cu meu... vestiarul Craiovei, cu greii care erau atunci. Cine făcea legea atunci? Mi-aduc aminte așa. Și, mă rog, cu nostalgie, așa. Visul meu întotdeauna a fost să vin în România, să fac o carieră, deși lumea mă vedea și îmi spunea, ar fi bine să rămâi în Japonia, poate. Pentru mine n-a fost niciodată un obiectiv în sine. A fost o adaptare a mea la fotbalul profesionist, la fotbalul de seniori, dar dorința mea întotdeauna a fost să vin să joc în România, să mă fac cunoscut în România. Și impactul cu vestiarul a fost greu, pentru că lumea nu mă cunoștea, apărusem de nicăieri, deja aveam în spate 2 ani de străinătate, eram un om, în primul rând, foarte matur pentru vârsta mea, foarte ambițios, foarte motivat, cum învățasem eu afară, extrem de implicat în antrenamente, cu riscul de a deranja uneori și mi-aduc aminte că la primele antrenamente la universitatea am intrat oarecum în niște conflicte cu greii vestiarului, cu Domocoș, cu Danciu, chiar și cu Gabi Popescu, pentru că eram foarte motivat, iar la mine contrastele în antrenamente erau, nu știu, erau oarecum identice cu cele din meci. Adică antrenor cine era? Antrenor era regretatul Ilie Balaci. Ilie Balaci. Da. El, ca o coincidență, el a fost oarecum idolul copilăriei mele, cu el am deschis ochii în fotbal, pentru că știi că a avut perioada aia când a venit să joace la Slatina, după problemele pe care le-a avut la genunchi, și era în jurul lui era așa o adulație și o... lumea îl iubea atât de mult încât mi s-a transmis și mie, iar prin ochii mei de copil îl vedeam pe Ilie ca fiind un idol extraordinar. Ai jucat aprope tot sezonul. În ce sistem jucai? Ce jucai? Fundaș central sau mijlocaș atunci? Nu, jucam mijlocaș.
Ilie întotdeauna mi-a zis, tu vei fi următorul Gică Popescu, m-a apreciat foarte mult. Da. Îți dai seama, pentru mine era extraordinar de important să nu-l dezamăgesc, eram în antrenament exemplar, eram, da. Totdeauna mă dădea exemplu celorlalți, chiar dacă eram un jucător destul de tânăr. Dar n-a rezistat tot sezonul. Dacă din păcate, până să-mi ajungă mie cartea verde, a fost schimbat. Uh-huh. A venit apoi domnul Bondrea, mă rog, am început să joc, dar efectiv în fotbalul românesc primii mei pași au fost cu domnul Florin Marin. Dumnealui a venit... La Craiova. Da. După domnul Bondrea. Odată cu venirea lui Florin Marin, da. Viziunea mea despre fotbal, ceea ce acumulasem, s-au schimbat și mi-a ușurat foarte mult, mi-a ușurat foarte mult munca, m-a învățat efectiv fotbal, mi-a dat reperele, atât din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere emoțional, mi-a dat reperele pentru fotbalul adevărat. Deși se spune că este un tip rigid în care disciplina e da. Prioritatea. Atunci, ai vreo amintire atunci, așa? Atunci lucrurile cu dumnealui, da, le vedeam oarecum rigide, are și o teorie. Atunci eram într-o relație bună cu el, adică simțeam că în spatele acestei măști de om dur era un om care ne iubea profund. Aha. Era un om bun. Mi-am dat seama de lucrul ăsta destul de târziu și îmi pare rău că... Dar acum, de când sunt încă apropiat de el și comunicăm destul de des și e, pentru mine e un reper în viață. Se spune că avea și povești amuzante, că era un mucalit așa, mai avea umor. Ai vreo întâmplare care poți să ne-o povestești din această relație? Nu neapărat cu tine, nu știu. Da, că știu că multe... spuneau unii jucători că vomitau pe marginea terenului, că la antrenamente, da, alții... Sunt multe povești cu, sunt multe povești cu un profesor în vestiar și cum reușea să ne capaciteze. Avea o abilitate extraordinară să simtă vestiarul și în ce parte ar trebui să-l ducă atunci când eram prea relaxați, atunci când eram prea motivați. Da, un om fantastic. Sunt multe povești cu el. Una care îți vine în minte. Mi-aduc aminte acum. Era obsedat întotdeauna să fim în kilograme, să fim... Și la un moment dat a observat că într-o zi, după zi pe alta, cam toți începusem să luăm în greutate. Da. Bine, atunci stăteam și mai multe zile în cantonament și mi-aduc aminte, a venit, ne-a spus, a vorbit cu noi, băi, ceva e neregulă. Nu, domn profesor, băi, noi mâncăm doar la masă, ce avem? Bine, mă, băi, să am încredere în voi. Apoi, după antrenament, înainte să iasă la antrenament, i-a trimis pe secunzi, dați și voi o tură prin camere. S-au dus, oamenii au căutat și spuneam, domn profesor, eu nu știu de ce m-am îngrășat. Spune eu de ce te-ai îngrășat. Aveai în coșul de gunoi trei pachete de ciocolate, cine știe ce dulciuri mai aveam eu acolo și, mă rog, asta era rigoarea și îi plăcea să controleze totul chiar dacă ieșea dintr-o zonă de asta de... mă rog, corectitudine, spunem așa, că nu era chiar confortabil să știi că ești controlat în cameră. Avem povești cu un alt antrenor, nu-i dăm numele, care trimitea secunzii și secunzii veneau așa lângă patul fotbaliștilor să vadă ce fac piciorul. Și băgau pe piciorul pe sub. Da, văd dacă mai găsesc vreo sticlă sau ceva. Evoluțiile bune te-au dus la Dinamo 2002-2005. A fost atunci perioada când era domnul Nețoiu și ducea fotbaliștii la Craiova la Dinamo. Am plecat cu așa numitul lot Nețoiu de la Craiova la... Cu Claudiu Niculescu, cu... Claudiu plecase un pic mai devreme. Danciu, cine a fost? Claudiu plecase un pic mai devreme, nu, erau cu Ciprian Danciu, cu Alexa, cu Fane Grigorie, cu Stoican, cu Bărcăoan. Domocoș era? Domocoș, da. Și el a fost. Ați prins, s-a început cu cine? S-a început cu Cornel Dinu și Florin Marin. Așa, și după aceea a venit domnul Andone și celebra 007. Da. Înfrângere și totuși ați câștigat cupa în primul an. Pentru că eram un grup de jucători extrem de buni. Eram niște jucători care la Craiova demonstraseră împreună cu Florin Marin. Eram un grup care avea foarte, foarte bun potențial. Și, bineînțeles, să fii un jucător bun nu e de ajuns atunci când vii la Dinamo. La Dinamo trebuie să câștigi orice meci. Presiunea asta de a câștiga meciuri, trofee, am simțit-o... Și impactul pe care l-am avut cu Dinamo, l-am resimțit-o pe deplin.
până ne-am dezmeticit noi, până am înțeles ce înseamnă Dinamo și faptul că meci de meci trebuie să fii la cel mai înalt nivel și trebuie să-l câștigi, s-a întâmplat seria asta. Dar pe fondul ăla de nereușit așa, toată chestia asta a făcut să creeze un grup extraordinar acolo, care chiar în anul ăla am reușit să câștigăm o cupă, iar în anul următor am făcut event. Da. Da. 5 trofee cu Dinamo, spuneam și la începutul emisiunii. Pe cine ați găsit atunci voi grupul de la Craiova în vestiarul Dinamo? Cine erau dinamoviștii vechi? Păi era Gianni, în primul rând era Gianni, era Florentin Petre, da. Tâlvan, Onuț, Florin Pârvu. A fost oarecum ciudat și... e ușor, adică nu e ușor să iei niște jucători buni, să-i pui împreună și să aibă rezultate. Gândește că ei câștigaseră cu un an înainte, câștigaseră titlul. Da. Cu meciul ăla pe care noi l-am câștigat împotriva celor de la FC Național, ți-aduce aminte, cu toți craiovenii împotriva noastră, a fost un meci ciudat ăla. Și oarecum și noi am pus umărul la câștigarea acelui titlu de către Dinamo. Însă, în momentul când am venit la Dinamo, s-au creat niște grupuri, pentru că ei se simțeau nedreptățiți într-un fel. Și mi se pare că au fost probleme și cu suporterii atunci. Au fost probleme și cu suporterii. Nu acceptau că ați venit voi după aia rezultatele negative. Nu eram atât de ușor rezultatele alea. Adică a fost un moment greu, dar momentele alea grele ne-au făcut să ne unim și mai departe să creăm un grup extraordinar. Și poate s-au mai niștit apele și odată cu venirea domnului Andone, care a fost capitan la Dinamo și îl acceptau suporterii. Da, aducerea lui Ando a fost oarecum un colac salvator, pentru că ajunsesem la un moment dat domnul Nelu Moldovan, Cornel Dinu, nu reușiseră să închege grupul și să facă lucrurile să meargă atât de bine. A venit Ando cu personalitatea lui și cu modul lui de a fi și chiar dacă la început lucrurile n-au fost așa cum trebuia, ușor le-a adus într-o normalitate și a reușit să creeze o echipă extraordinară. Când ai ridicat primul trofeu, te-ai simțit realizat ca fotbalist? Au fost emoții? Da, au fost emoții, mai ales că eu nu câștigasem nici la nivel de juniori un trofeu. Și dacă a fost ceva ce am învățat la Dinamo, a fost că în viață și în fotbal rămâi cu trofee și rămâi cu... ok, chiar dacă tu muncești de o anumită manieră, faci lucrurile bine, din păcate lumea te judecă sau nu, numără medaliile, trofeele și am învățat să fiu campion. Derbiurile cu Steaua erau fantastice, atunci cu stadioanele pline, nu? Da, era o emulație. O săptămână înainte veneau suporterii la Săftica, era tot ce conta. Era o emulație fantastică, era o presiune groaznică. Mi-aduc aminte că săptămâna meciului cu Steaua, în antrenamente antrenamentele erau de o intensitate ieșită din comun. Toți ne doream să jucăm, toți doream să fim pe teren, toți. Era derbiul ăsta, se scria în ziare cu 2-3 săptămâni înainte, se comenta pe la televizor și atunci nu erau atâtea emisiuni cum sunt acum, știi bine. Dar era o emulație fantastică. Ai prins perioada cu 11 acționari la Dinamo, 13 la un moment dat. Da. Greu, așa? Sau bine pentru voi, că mai veneau cu o primă câte unii, câte alții, nu? Era, să știi că la nivelul jucătorilor noi nu simțeam atât de mult. Pentru antrenor, în principal, era cel mai greu de gestionat. Pentru că venea unul, avea anumite simpatii, suna Gigi Nețoiu, sau veneau, vorbeau... Da. Domnul Vovacon avea... Domnul Borci avea fini. Domnul Borci avea niște... pentru antrenor cred că era foarte greu. Însă eu cel puțin nu am simțit niciodată că unii dintre noi sunt favorizați sau... Pur și simplu eram o întreagă familie. Acceptam ce decidea antrenorul, dar cred că pentru antrenor era un calvar. Cine s-a mai perindat atunci la Dinamo pe bancă după plecarea lui Ando? Eu am plecat. 2005 ai plecat la Progresul, nu? Da. Începusem să joc din ce în ce mai puțin. Aha. Venise următorul lot de la Dinamo, cu Moți, cu Pleșan. Și Ando mi-a zis, Ovidiu, știi, o să ai din ce în ce mai puțin spațiu. Ha. I-am zis, Ando, eu îmi doresc să joc, vreau să mă simt important și cred că nu vreau să rămân în ipostaza asta. Două sezoane. Și am mers la FC Național. 39 de meciuri, 2 goluri. Cine era antrenor? Unde m-am simțit extraordinar de bine. Cu Bergodi. Cu Bergodi. Inițial l-am prins pe Roberto Landi. Aha. Îți aduce aminte de el. Era tot Gino Iergulescu, președinte. Da, cu Gino președinte. Da.
Inițial a fost domnul Roberto Landi, începuse cu un sezon înainte, avusese rezultate bune, rezultate foarte bune Roberto Landi. Am venit, din păcate Roberto Landi n-a stat foarte mult și a venit Cristiano. Ce jucători mai erau cunoscuți la Progres atunci din garda lor veche? Sau cine mai era mai cu experiență? Era Liță, Cătălin, Liță, Marian Savu, Herea Săpunaru, erau niște copii care atunci începeau să joace. Ionuț Savu, a venit Zeno Bundea. Erau jucători importanți. Punk, Eugen Naie în poartă. Da. Adică aveam o echipă bună. Era grupul ăla de australieni. Schroy, McCain. McCain, da. Nu, McCain plecase. Plecase la Timișoara. Da, da, venise un alt australian. Griffith. Griffith. Da. Da. Adică era am... Și se juca, națională a fost, nu era presiunea de la Dinamo. Cred că jucai mai Tameș, lejer. Iulian Tameș era... Nu, jucai mai lejer, nu, da, era presiunea de la exact. Dinamo. Exact. Am recăpătat foarte mult plăcerea jocului de fotbal. Nu exista presiunea asta, era grupul de Los Platanos. Da. Și încă vreo 20 de suporteri, 50 de suporteri. Așa era atmosfera aia boemă din parcul cu platani, o bază extraordinară. Te gândeai doar la fotbal, doar cum trebuie să faci să-ți ridici de la meci la meci nivelul. Iar pentru mine a fost un pansament extraordinar. După Dinamo, în care presiunea fanilor, presiunea mass media, pentru un jucător nu este foarte ușor, și aici vorbim strict din punct de vedere sportiv, să se gestioneze la un asemenea club unde presiunea asta este enormă, a fanilor, a mass mediei. La FC Național am avut bucuria asta să joc într-adevăr din nou fotbal și să-mi recapăt bucuria ingenuă de a juca fotbal. Și după 2 ani la FC Național ai decis să mergi în Germania, poate potrivit pentru tine, pentru stilul tău de fotbal, de viață, de disciplină, Cottbus. Ai semnat acolo pe 3 ani și după te-ai accidentat foarte grav, nu la început. Sau, care e povestea transferului la Cottbus? Povestea transferului a fost, ei mă urmăreau de un an, deci în ultimul meu an de contract, deja au început primele tatonări. Mi-aduc aminte că Miriuță era agentul de casă al celor de la Cottbus și pentru că aveau foarte mare încredere în el, aveau și această strategie cu jucători aduși din estul Europei. Ei așa au realizat cele mai importante performanțe în Germania, cei de la Cottbus, și începuseră să mă urmărească. În primele 6 luni am jucat un fotbal bun, după care m-am accidentat. Liga a doua erau? Nu, în prima ligă. În prima ligă. În prima ligă începusem să joc un fotbal destul de bun, aveam foarte mare încredere, devenisem capitanul echipei și au început să mă urmărească. Din păcate m-am accidentat, iar ultimele 6 luni la FC Național aproape că nu le-am jucat. Am avut o accidentare, o fractură pe care mi-a fost descoperită destul de târziu. Începusem să mă vindec, m-am pus pe picioare și au spus, eram jucător liber de contract, pentru ei oarecum faptul că nu plăteau sume de transfer, asta era important. Am mers acolo, am făcut un examen, am făcut examenul clinic, au văzut că oarecum eram ok cu piciorul. Și au zis, ok, îți dăm un contract pe 3 ani de zile, te facem și bine, avem încredere în tine. Și așa a fost, adică pentru mine a fost oarecum a fost extrem de dificil să semnez acel contract. Veneam nejucând 6 luni de zile și totuși au spus, ok, te punem pe picioare, avem răbdare cu tine. Deci în Germania ai întâlnit Bayern, Dortmund, nu? Adversari mari, nu? Atacanți mari, ce ne spui? În anul ăla gândește că am jucat împotriva celor de la Wolfsburg, unde... Grafite și Dzeko. În spatele lor juca Misimovic. La Bayern, la Hamburg juca Ivica Olić. La Bayern Ivica Olić și cu Guerreiro. La Bayern jucau Luca Toni, Podolski. La Werder juca Pizarro și Paulsen. Am prins atacanți foarte buni. Te-ai dus în China în 2008, puțin, pentru de la Cottbus, 15 meciuri, un gol. Pentru că accidentarea, m-am operat odată în Germania, nu am fost extrem de bine primele luni și după încă 6 luni în care am stat, am zis, dom'le, nu joc, vreau să merg undeva. A venit oferta asta din China, de la Beijing One, o echipă importantă. Echipă importantă. Cel mai mare salariu din carieră, aici? Da. La Beijing cel mai mare salariu din carieră, dar nu asta. Faptul că am fost în an în care acolo a fost Olimpiada,
și am trăit-o la Beijing. Am jucat într-o echipă extrem de bună, cu jucători foarte buni pentru China. Am jucat foarte multe meciuri, am jucat foarte bine. Începuse să devină puternic, să aducă străini cunoscuți? Da, da, da. Cine? Antrenori mari, ce în perioada aia, jucători? Nu mi-aduc aminte, pregnant niște jucători, dar erau, întotdeauna au fost brazilieni. Da, brazilien, poate nu de nivel internațional, dar niște brazilieni buni întotdeauna găseai la orice echipă din China. Dar erau jucători. Eu am avut un antrenor sud-corean în China, un antrenor foarte bun. Da, știai ceva de Asia, nu? Din Japonia? Știam ți-a fost mai ușor, nu? Mi-a fost oarecum mai ușor, dar diferit. Japonia și China, culturi diferite, oamenii diferiți. Da. Dar, într-adevăr, aveam deja experiența asta cu Asia și aveam impactul cu Asia. Știam la ce să mă aștept. Iar Beijing un club mare, cu o infrastructură extraordinară, cu fani foarte mulți, într-un oraș superb. Ai mai jucat un sezon după aceea la Cottbus, capitanul echipei după în 2009. După jumătatea asta de an în China, m-am întors la Cottbus pentru că, îți dai seama, când ajungi să joci în Bundesliga și vezi că lucrurile nu... Mă rog, am zis, ok, mă pun pe picioare, dar visul meu este să joc în Bundesliga. Da. Și am jucat în Bundesliga, m-am întors, am fost destul de bine. Din păcate, în ultimul an am retrogradat la meci de baraj cu Nuremberg. Și am luat-o de la început cu nou antrenor, nouă filozofie în Liga 2. Ți s-a terminat contractul și în 2010 ai revenit în fotbal românesc. Cine te-a convins? La Timișoara? De ce? Mi s-a terminat contractul și îmi doream mai mult. Cei de la Cottbus, după anul ăla de Liga 2, am simțit că lucrurile nu mai pot fi de aceeași anvergură. Îmi doream mai mult, simțeam că pot mai mult. Am avut tatonor cu echipă de Liga 1 din Germania, am avut niște promisiuni. Din păcate, lucrurile nu s-au concretizat, am așteptat destul de mult. Și am venit la Timișoara, pentru că la Timișoara era un grup de jucători pe care îl știam. Era Alexa, era Tameș, era Zicu. Manager era Daniel Stanciu. Antrenor? Era și Contra era atunci. Dușanuri. Antrenor nu. Antrenor era un sârb. Aha, gata, știu. Marele, legendarul jucător, îmi scapă numele, un lapsus. Așa. Și am decis să merg acolo pentru că jucau preliminarii de Champions League, aveau o echipă extraordinară. Ați întâlnit pe Manchester City, nu? Am întâlnit pe Manchester City. Ai jucat în meciurile? Am jucat în meciul retur. Da, 0-2, nu? Da. City-ul lui Guardiola sau nu? Nu, era City-ul lui Mancini. A Mancini, da, bravo. A Mancini, era un alt stil, dar jucători imensi. Pantilimon era acolo, nu? Nu, Panti era la noi. Atunci a fost contactul lui cu stafful celor de la City. Da. Așa i-a convins, pentru că a făcut două meciuri extrem de bune. Marian Iancu era conducător? Marian Iancu era conducător. Și cu cine ați rămas antrenor după ce a plecat sârbul? A rămas Cosmin. Bravo. Aminte, povestea, a plecat, da. Da. Povestea a rămas Cosmin. Cosmin a rămas antrenor și echipa aia a fost fantastică dintr-un anumit punct de vedere, pentru că eram extrem de apropiați, eram un grup extrem de unit și la nivel emoțional aveam o conexiune fantastică unii cu ceilalți. Era și un grup de jucători buni, cu Luchin, Scutaru, care pe lângă Borceanu, Alexa, eu, Marian Cisovski. Venea și lumea la stadion. Da, venea și lumea, era emulația aia, echipa era bine. Da, v-ați luptat sus, nu? Da, ne-am luptat sus. Din păcate, anul ăla am pierdut, ți-aduce aminte, am jucat acel meci la Galați, aproape cu titlul pe masă, ne mai rămânea, n-ar fi mai rămas un meci, ultima etapă, contra celor de la Dinamo, dar din păcate am pierdut acel meci. Și s-a rupt și căruța, nu? La Timișoara, de-ai plecat la Rapid. Și s-a rupt pentru că știți problemele care au existat din punct de vedere financiar. Domnul Marian Iancu nu mai era dispus să investească foarte mulți bani. Noi acea performanță, pentru că până la urmă eu consider performanță, acel loc 2 cu Timișoara a fost făcută de un grup de jucători, în special de un grup de jucători fantastic, de un antrenor bun, care a înțeles și un antrenor, de fapt, au fost cei trei antrenori, a fost acel sârb, a fost Cosmin, cu Cosmin la fel am reușit să creăm, după aceea a venit Dușan. Dușan, da. Și ți-ai încheiat cariera la 32 de ani, la 31 de ani te-ai dus la echipa care activezi și acum, dar pe alt post, Rapid, Giuleștiu. Era plin? Atmosfera? Era aproape plin. Aproape plin. Cum ai ajuns la Rapid?
Păi au existat acele probleme, au existat acele probleme la Timișoara, nu mai primisem salariu de vreo 8 luni de zile, dacă nu mă înșel. Și m-a sunat Dinu, împreună cu Dinu Gheorghe, împreună cu Răzvan. Și m-au întrebat care e situația. Alex a deja plecat acolo. Ei căutau fundaș central, exista deja Marcos Antonio, pentru că aminte că era Glauber, era Oroz și mai aveau nevoie de un fundaș central. M-au sunat și am zis da. Am acceptat imediat pentru că simțeam că Rapidul a fost întotdeauna o poveste fascinantă. Atât pentru adversari, pentru că eu îi întâlnisem doar din postură de adversar. În plus, întotdeauna, nu știu, l-am apreciat pe Răzvan de la distanță. Mi-a plăcut foarte mult de el ca om, ca antrenor, ca tehnician și mi-a făcut foarte mare plăcere și foarte mare onoare să lucrez cu el. De la Marian Iancu la George Copos, cum a fost trecerea? Că sunt doi patroni, să le spun așa, în ghilimele, controversați sau despre care s-au auzit multe povești în relațiile cu fotbaliștii. Cu ei ai avut la întâmplări mine, care pot nu, fi povestite? La mine lucrurile au fost extrem de simple, pentru că eram după o întreagă carieră în care nu am fost acasă, am fost numai plecat. Eu mă stabilisem la București, aveam un apartament în București și îmi doream foarte mult anii de final de carieră să-mi închei acasă, lângă familie, jucând la un club important cum era la Rapid. Adică pentru mine era scenariul perfect. Mi-aduc aminte că negocierile nu partea financiară a contat extraordinar de mult. Ne-am pus de acord repede, îmi doream foarte mult să joc la Rapid și să lucrez cu Răzvan. Ai și patru selecții naționale Under-21. La Naționala Mare a fost greu. Ai prins o perioadă cu jucători care jucau meci de meci în străinătate și pe posturile tale concurența a fost foarte mare. La tinere cine te-a convocat, ce antrenor și cu ce... Domnul Ion Moldovan m-a convocat. Și cu ce trupă era, ce jucători din generația ta atunci? Eu, Cernat, Ghionea, asta era trupa. Am înțeles. Dancea. Am avut jucători Ogăraru, Dolha, am avut o generație bună. Marius Nicolae, Paraschiv. De ce nu antrenor și conducător când ai încheiat cariera? Nu te-ai gândit niciodată la antrenorat? Sau crezi că nu se potrivește? Poate pe cât de liniștit erai? Ba nu, sincer, întotdeauna m-am văzut cumva în zona tehnică. Din, nu știu, viața, știi cum e, viața te mai duce uneori și cum vrea ea. Am început, mi-am făcut licențele BA și am primit un telefon, mă rog, a venit acea reziliere unilaterală, că Rapid a intrat în insolvență și la 1 ianuarie 2013 am găsit în căsuța poștală rezilierea unilaterală din partea Rapidului. Și atunci eu m-am pregătit m-am pregătit de timpuriu pentru ce va urma. Întotdeauna am fost un tip analitic care am analizat situații, mi-a plăcut să mai merg și pe la școală, terminasem și facultatea de psihologie. Adică mă gândeam să rămân întotdeauna în zona asta în zona fotbalului. N-am știut niciodată dacă în zona de conducător sau zona de tehnician în sine. Poate că nu sunt niciun conducător de birou în care să văd foarte mult acte, regulamente, nu sunt niciun antrenor. Cred că sunt undeva la mijloc. M-a fascinat întotdeauna, m-au fascinat conceptele tehnice și ceea ce încerc și am încercat întotdeauna să implementez chiar și acum la Rapid. Deci nu sunt nici într-o zonă de birocrație totală de conducător, sunt cumva într-o zonă mixtă. Întrebările de final, spontane, scurte. Cel mai greu atacant pe care l-ai întâlnit în carieră, nu știu, care îți făcea seri grele în cantonament înaintea meciurilor la care te gândeai? Cu joc de cap bun, cu șut bun, nu știu. Ivica Olic a fost cel mai dificil atacant împotriva căruia am jucat. Cei mai buni, cei mai mari trei fotbaliști alături de care ai jucat? Gică Popescu a fost cel mai important fotbalist alături de care am jucat. Iani Zicu a fost un geniu pe care eu l-am înțeles și mi-a făcut foarte mare plăcere să joc alături de el. Și Dan Alexa. Cei mai buni trei fotbaliști mari împotriva care ai jucat? Țin cont că am jucat un amical cu Real Madrid, iar ei erau galacticii. Raul Gonzalez,
Zidane și Hierro. Wow. Top 3 antrenori din cariera ta, care ți-au marcat cariera, care au fost cei mai importanți? Dacă e să vorbim de nivel de seniori, ți-am zis Florin Marin, da, primul, Cristiano Bergodi și Răzvan Lucescu. Și Răzvan Lucescu. Real sau Barça? Barça. Messi sau Ronaldo? Messi. Guardiola sau Mourinho? Guardiola. Hagi sau Popescu? Împreună. Nu pot. Hagi a însemnat ceva, Popescu altceva, dar nu pot să mă decid dacă înspre unul sau înspre celălalt. Chivu sau Mutu? Fără să-l supăr pe Mutu, Chivu a fost și el un om pe care l-am apreciat foarte mult. Înclin să, pentru că mă asemăn oarecum ca poziție și ca și poate comportament, înclin spre Chivu. Dar și Mutu e un personaj pe care îl îndrăgesc foarte tare. 6 rădoi sau 7 Locătuși? Rădoi îmi place foarte mult și îmi place și mai mult în poziția de antrenor. Ce cu cifra 13 de care aminteai? Dacă tot venim la numere. Păi, în primul rând, cifra 13 ți-am spus-o în momentul în care am debutat. Da. Mi-am rupt clavicula cu tricoul cu numărul 13. Apropo de relația asta complicată, în momentul când m-am căsătorit prima dată, fosta mea soție a găsit dată disponibilă la restaurant, data de 13 noiembrie, am zis, hai să facem cumva să schimbăm. Nu s-a putut, da. Și mariajul nu s-a terminat frumos. Mă rog, s-a terminat, nu? Așa. Și 1 ianuarie 2013, în cutia poștală, am găsit rezilierea unilaterală trimisă de Rapid. Astea sunt doar câteva care te fac să înțelegi un pic cum are relația mea cu cifra 13. Conducători în final, Făneșila e un top, că ai lucrat cu atâția, printre care cei de la Dinamo, Iancu, Copos. Sau ai avut cu toți relații bune? Care a fost cel mai dificil, care a fost cel mai bun? Relații bune am avut cu toți. Pentru mine un reper rămâne domnul Nicolae Badea. Așa, relații complicate n-am avut cu nimeni, pentru că eu am fost un tip care mi-am văzut de treabă. Poate doar de la distanță n-am avut o dispută cu el. Domnul Marian Iancu a fost un conducător care, pentru un jucător, în momentul în care vorbești public de anumite probleme, atunci jucătorul le resimte. Iar Marian Iancu a făcut lucrul ăsta, a vorbit în mod public la adresa mea și m-a făcut să mă simt un pic prost. Să ne revedem sănătoși în iarbă, a fost o plăcere să vorbesc cu tine. Am aflat lucruri interesante, cred că ești fotbalistul român care te-ai perindat în colțurile lumii cel mai... Știi că la un moment dat toată lumea mergeam pe la emisiuni, globetrotterul fotbalului românesc. Și dacă facem socoteala din Ecuador până în România și după aia în Japonia, cred că ai făcut zeci de mii de kilometri. Da. Sănătate, Ovidiu. Mulțumesc și eu mult pentru invitație. A fost un top interviu cu Ovidiu Burcă, povești frumoase, la 18 ani în Ecuador, până la 32 de ani, unde s-a retras la Rapid, echipa la care activează și acum. Atât de la top interviu, pe data viitoare, la revedere!